Bună dimineața! Ora 9 și sfert. Bă, e frumos, e ceva deosebit. Mi-a plăcut aici, da. 11 fără 10, părăsim hotelul. Șchiopă de nu se poate. Nu mai pot să merg nici un kilometru măcar. Trebuie să așteptăm la mii, la sorții, un autobuz să ne scoate de oraș, în stația asta de peste drum. Hai că am luat un autobuz, am stat 10 minute, am stat bun. Un autobuz și ne-a spus la ieșire de oraș unde trebuia să venim aseară și facem stop. E ora 11:10, ne-am mișcat super bine acum să vedem ce noroc avem. Mamă, priviți cât de mare e cisterna asta, auzi. Mamă, poate scrie câți metri are. 25,70. Stăm de 2 ore jumate și nici măcar unul n-a oprit să întrebe unde mergem. Ce să mai zicem de São Paulo, Curitiba? Cred că ni s-au unecat corăbile aici la 1000 de kilometri de destinație. Băi, Brazilia, care l-a dus, a funcționat incredibil de bine. Suntem blocați aici și autobuzele, dacă vrem să luăm un autobuz, ne costă 250 de euro până la São Paulo de aici. Și acum realizăm, după noaptea la hotel și după întrebatul la autobuz, cât am economisit noi în astea 2 luni de călătorie, frate, cât am economisit. Dacă era să plătim autobuzele. Registrez mai mult asta, uite, e 1,5, registrez mai mult asta ca să-mi aduc aminte. Când voi fi acasă, ce disperare trăiam pe aici. Că sunt momente de disperare asta. Nu te ia nimeni și nu știi ce o să faci. Că vine avionul, poimine avem avionul. Deci nu, mâine poimine. Stăm aici în praf. După trenul de așteptat acolo la marginea drumului, în praful ăla și mizeria, am venit să facem o pauză aici la benzinărie. Și sunt așa, l-am văzut eu pe un camionajiu ieșind să bea apă și zic, hai să-l întrebăm pe omul ăsta. Și a zis, ne duce și pe noi măcar până la Cașcavel? Da, cum să nu? Băi, și acum ne urcăm în camion, nu vine să crezi. Ce nume? Custo. Custo? Custo. Custo. Cristina și Victor. Ne duce până la 150 de kilometri. La Cascavel. Am ajuns la Cascavel, ne-a lăsat bine, că e ieșirea spre Curitiba aici. Hai să facem repede, că nu cred că mai ajungem azi la Curitiba, nu mai avem timp, e 4, 5, câte 6. Suntem la ieșire din oraș, dar e întunecat și plouă. Deci e ora 5:20. Zici că e 7. E aglomerație, eu nu cred că nu mai oprește cineva. Nu schițează nimeni nimic, adică... Nu știu de ce merge atât de greu, ne-a explicat doamna care ne-a dus vreun kilometru de acolo până aici, la o femeie. Ne-a zis că sunt foarte mulți hoți aici și nimeni nu mai are încredere să ia oamenii în mașină. Dar parcă eu Brazilia e diferită față de ce am experimentat la început, nu știu. Și plouă. Ne-am adăpostit la o benzinărie și mai trec oameni pe aici așa, nu știu cu ce sunt, camion, cu mașină și întreba și noi, Curitiba, că plouă afară, întuneric. Stau să mă întreb dacă prindem avion. E ora 6, deja s-a încheiat ziua. 8:20, am luat 2 autobuze de acolo, de la stația de benzinăria aia, să ajungem în centru la autogara externă, da. Și aici ne-a trecut autocarul ăla mai ieftin pe ăla sub nas. A picat fix acum când am ajuns la noi. 300 de lei. Azi a fost cea mai grea zi din călătoria asta, eu așa am perceput-o. Da. Până acum a fost floare la ureche, adică deci a mers topul, ni s-a legat totul așa în fiecare zi. Parcă ne pare rău că ne întoarce un gust amar acasă. Nu neapărat. Adică să stai 3 ore, să treacă o grămadă de camioane, cred că au trecut sute de camioane și să și nu te ia niciunul. Și nu a fost floarea asta, dar și ploaie și mers pe jos cu bășicini talpă și ne-am simțit și puțin rău. Nu știu, a fost o zi dubioasă, a fost cea mai dificilă zi, dar am trecut cu bine și sperăm să ajungem cu bine în São Paulo. Și... Acolo luăm biletele și să mâncăm ceva. Ne așteaptă și o noapte lungă în autobuz, că Că te așteaptă noapte lungă, era la benzinărie, în ploaie. Și asta, da. E noapte scurtă, bă, stai pe scaune cu asta. Să putem să ne odihnim. Hai, cred că trebuie să plătim. Întregi tot de bine. Credi.
Ne luăm niște mâncare așa de seară. Pui cu orez, cu fasole și salată. Obrigat. Cât ai plătit cu astea? 18 reali, undeva la 16 lei, să zicem. Bună dimineața. Dimineața. De fapt, e prânz deja. 1:20. Am luat aseară, după cum vă spuneam, un bus la 10:20 și am mers 12:13, 14:15, câte sunt. Și am ajuns la São Paulo. Suntem la São Paulo. A plouat toată noaptea, e urâtă vreme, a înnorat și ne gândeam că am luat cea mai bună decizie, că n-avea cum să stăm la stop pe ploaia asta. Am mai dat niște invitații pe Couchsurfing să ne primească cineva în ospeție aici, dar n-am primit decât un singur răspuns, azi, dacă venim după 12 și ce să facem toată ziua, plouă. Și am vorbit și cu Lucas, tipul la care am stat când am venit în São Paulo și a zis că nu poate, din păcate. A început școala, că era profesor de matematică, a început școala și nu prea poate să ne primească. Și așa, așa că n-am mai luat un, hotel. Bun, la preț 90 de lei, nu? Cu mic dejun, da. De fapt, cred că e mai puțin, că era în jur de 90 de reali, deci o să vină cam 80 de lei. Cu mic dejun, adică da. Scutim și o masă mâine. Și probabil că mâine, în drum spre aeroport, deoarece avem avionul seara la 9, în drum spre aeroport, după ce plecăm de la hotel, o să și vizităm un parc și o catedrală. Asta aș vrea să văd aici din São Paulo. Dar dacă plouă, nu prea aici să vizitezi pe vremea asta urâtă. Da, azi o să stăm la hotel. O să stăm ca să ne punem puțin la punct cu bagaje, cu toate cele, ca să fim ok. Am zis oamenilor că le arătăm și ce avem bagaj și poate da, facem chestia. Da, am zis, dar mă gândeam să facem un episod când ajungem acasă, un Q&A, întrebări și răspunsuri, adică dacă ne lăsați voi în ultimul vlog în comentarii, da, întrebări da, ce vreți să știți despre călătoria asta, ce n-ai reieșit din vloguri sau ce nu s-a înțeles sau ce n-am zis. Bineînțeles că o să zicem cât a costat. Puteți să ne întrebați și asta. Oricum o să avem și noi întrebările. Deja mi-am pus niște întrebări eu la care aș vrea să răspund. Și poate o să facem și în ăla ce am avut în bagaje. Adică cumva s-ar îmbina frumos vlogul ăla. Un vlog așa cu concluzii după călătorie. Așa că dacă vreți să ne întrebați ceva, puneți-mi întrebări. Ce vreți să știți din călătoria asta? Ce n-am apucat să vă răspundem în comentarii în timpul călătoriei? Nu știu, ce vreți să știți despre călătoria asta? Și am ajuns la hotel. E chiar aici? Rapid. Obrigada. Ce cald era. Am mâncare pe de în drum spre niște pound de queso, niște pâinici din alea cu brânză, cu cașcaval. Se termină repede și pe aia, nu? Băi, e nebun. Are balcon, mă, deci asta e mecheria. Deci de la balconul ăsta Cristina arată ca Mona Lisa. Ceaușasca, mă. Plouă de rupe afară. Și ne-am urtit pe aici pe cartier, am găsit vreo 5 dughene la fel. Suntem într-o dugheană de asta. Să vedem ce am comandat. Niște chestii, mă rog, și până la urmă am luat un meniu cu file de pui și cu salată și cu orez, ceva ce mai impune. Și niște paste cu banane, cu ce o fi pe aici. Uite da, așa arată, așa arată. Stai că m-am speriat, sper că astea doar salatele. M-am crezut că e primul fel, m-am și speriat de acum. Zic sincer, nici nu știam cum să fug, zic, bă, n-am plătit nimic, n-am nicio obligație. Dar le mănc așa, odată le bag în gură pe astea două. Hai mă că au venit astea, mă, hai că e bine. Bă, e prea multă mâncare, nu știu dacă putem să o ducem. Bună dimineața! Dar ce avem noi aici? Ia uitați-vă! Un coleg doarme chiar aici, peste drum. Ieri nici n-am mai povestit, dar în drum spre hotel am trecut printr-un parc
frate, deci ne-a fost frică, deci, ce să filmez? Cu corturi sub alea, erau toți cu ochii pe noi, zic, mamă, nu cred că scăpăm de aici. Eu eram și în papuci, zic, ce să lupți în papuci, zic, mă predau imediat, zic, ia frate, bagajele. Asta e din partea lor și asta am... Am cumpărat noi aseară o papaya mamao și un aranaz, n-am găsit mango și alte fructe. Părăsim acest hotel în ghilimele și ieșim. În mirosul ăsta de usturoi afară. Mamă, la colțul străzii. Hai că am ajuns la catedrala din São Paulo. Mamă, dar ce drum până aici. Sunt o grămadă de oameni din ăștia străzii. Sute. Și fix aici în... lângă catedrală este un parc, băi, e plin și înainte să intrăm, că noi intram pe acolo, ne-a oprit un om și ne-a zis să nu cumva să intrați pe acolo, că e foarte periculos și așa că a trebuit să ocolim câteva străzi ca să ajungem aici și uite că vedem și noi partea urâtă a Braziliei, că noi până acum am vizitat o parte frumoasă, Santa Catarina, munți, natură, oameni foarte mișto. Ne e frică să filmăm, adică să vă filmăm toți oamenii ăștia care dorm pe aici pe străzi și își spală hainele în fântână arteziană și sunt toți cu ochii pe noi, vă dați seama că se vede că suntem turiști cu rucsacul în spate. Fața catedralei a reușit să fac o poză cu telefonul, dar au venit trei oameni la mine să zică să bag telefonul, să nu stau cu el în mână. Și erau niște polițiști acolo și am mers să-i întrebăm unde este metroul, că nu știa, să nu mai sunt telefonul și-a să pus, mă uit. Și-a pus omul vesta pe el și a venit să ne însoțească, că trebuia să mergem să parcul. Și ne-a explicat că sunt toți drogați și ai bine asistent social să le dea mâncare, să le astea, toți au probleme cu drogurile. Era o rulotă ce împărțea mâncare. Uite, chiar acum o să uite doi inși la noi, paf. Noi suntem sub parcul ăsta, adică... Da, ne simțim în nesiguranță. E prima dată în Brazilia când nu ne place și ne simțim în nesiguranță și vrem să plecăm din zona asta. O priviți în acțiune pe baby. Am ajuns în parcul Ibirapuera, cel mai mare parc din São Paulo. De fapt, cel mai aranjat, mai pus la punct. Și aici ne simțim în siguranță, culmea, da, nu mai camera. Sunt drogangii din aia. Și o să explorăm puțin parcul. Uite ce copac interesant avem în față. Uitați câți pești. Hai că e drăguț parcul, n-am filmat cine știe ce până acum, dar vegetația e foarte frumoasă. Și să mai bem niște nucă de cocos, zic, că sunt ultimele zile aici în Brazilia. De dimineață, pe la vreo 10-11, da, am uitat să zicem din camera de hotel am găsit, am auzit numai împușcături. Da, focuri de armă. Suntem foarte aproape de... De parcul prin de care parcul am prin trecut care ieri. Și dormeau oia acolo, da, știi? Prin care am trecut ieri să ajungem. Adică, ce cuțite, ce pistoale, frate. Nu? Și era și zi să zici că, băi, poate au fost unii cu artificii cu astea. Da, eu mă gândeam că poate a făcut vreun homeless de la ceva. Și polițiștii aleargă și îi împușcă sau nu știu de cine se împușca sau care a fost faza, dar m-a îngrozit un pic treaba aia. Ne-a plăcut așa mult experiența de ieri, de aseară, cu mâncarea pe care de-abia am putut să o ducem, două porții, încât astăzi încercăm să luăm doar o porție. Suntem aici la un bar din ăsta, tot așa local, am prins gustul. Și deja ne-am luat și două porții de desert.
gramă de zahăr ars. Și ajunserăm, domnul și domnul, la aeroport. Ce trebuie să rețineți voi din toată treaba asta e că mi se pare cea mai permisivă țară la costul și la ușurința de a ieși din aeroport și a ajunge în oraș, în São Paulo. Și invers, de a merge din oraș spre aeroport. Și ieftin, adică am plătit doar un singur bilet, 10 lei, nu, 10 lei amândoi. Da? Nu, lei. Mai puțin, undeva la 7 lei amândoi. Așa, 7. Și am beneficiat de un metrou, de un tren și de un autobuz. Deci bine, toate în banul ăsta. Transferul de la aeroport care e gratis, dar trenul de a ajunge aici, da. Că noi de fapt am descoperit metoda asta când am ajuns, că ne-au cerut la autobuz, nu știu, ne ceruse atunci. Da, 70 de lei amândoi, da. Dacă vrei autobuz de aici direct în centru. Prima dată când vii, iei un autobuz care e gratuit și faci transfer, transfer de aici da. Până la tren. După aia e trenul și după aia e metrou. Într-adevăr, faci vreo oră. Faci. Dar nici cu autobuzul nu cred că faci mai puțin, că sunt vreo, nu știu, 30-40 de kilometri. Mamă, și azi am prins în momentul oră când de vârf. Oamenii de la muncă și era ce ca rău, sardinele. Ce rău, îmi pare că n-am putut să vă filmez, n-am văzut așa cum erați în viața mea. Deci erau numai capete așa, când vedeai cu ochii, ziceai că suntem la Revoluție, în piața Universității. Da, era... Și mergeai așa, tiptil, tiptil. Zic, mamă, eu eram atent să nu la buzunar, mamă, dar la rucsac. Dar și în tren am stat fix lipită de încă 5 oameni și da. Nu vedeai puțin mai în față. Da, am ajuns la aeroport, dar înainte să ne urcăm în metro, am mai cumpărat niște fructe, că am să facem o burtă de fructe de aici, a? Am mai luat o papaie, dar din asta mai mică. Am luat un mango Tommy. Am luat niște banane din astea. Micuțe și mai mici. Originale, bă, originale, nu dar acum apar la noi. Și acum am luat un fruct nou pe care nu l-am încercat până acum, caju. Mamă, miroase incredibil de bine, uite, îmi place cum are. Miroase atât de bine, dar abia aștept să ne încercăm. Începem cu el? Hai! Așa arată cajuul tăiat, este foarte zemos. Și asta e papaya. Și plecăm de acum cu un taxiul de aici de la aeroport. Bună dimineața, după o noapte dormită în aeroport, ne-am întins salteluțele și am dormit destul de bine câteva ore, ne-am culcat pe la 2:30 și ne-am trezit la 7. Aseară ne-am documentat cum putem să vizităm Rio în astea câteva ore pe care le avem astăzi escala aici și ne-a abordat un domn de la taxi din ăsta autorizat de aeroport și ne-a explicat toate cele. Și până la urmă ne-a propus un tur de 350 inițial de real, să ne ducă la Crist, la Pau de Asucar și câteva obiective, eventual la plajă, o să vedem, o să discutăm acum. Și până la urmă i-am propus noi 300 de lei și a fost de acord. A venit, ne-a luat de la aeroport, acum este ora 8 și o să facem un tur de câteva ore, 4-5 ore, să vedem obiectivele astea foarte turistice într-un mod mai sigur, că autobuzul e destul de periculos, poate să intre oricine să dejefuiască. Sau varianta mai era să luăm Uber, dar la fel, Uber de la aeroport până la Crist, apoi între obiective și apoi înapoi la aeroport, tot cam pe acolo te ducea ca preț. Așa că și problema entuziasmată. Problema care se punea că trebuia să mai punem, să depunem bagajele aici la aeroport și 60 de lei costă pentru un singur bagaj. Deci 120 de lei doar pentru două bagaje și atunci cu Uber-ul trebuie să-ți cari bagajele, ori să le lași la aeroport, o să le car cu tine și le car cu tine e problema că te fură hoții. Da, și e greu de cărat și asta. Și atunci cu taxiul le lași în propagaj. El a zis că e foarte sigur, acum să vedem, sper să nu rămânem fără tot ce avem, fără cadre, fără tot ce am. Nu știe cum se face, ce lași la mașină poate să dispară, pleacă asta. Ce e cu tine poate să dispară că te jefuiește unul. E tu nume? William. Taximetristul nostru, William. Sejam bem-vindos com essa nova experiência. Ipanema é com um turista espanhol. E deixei ele num restaurante e fui estacionar o carro. Quando eu estava a caminhar na rua, puxaram o meu cordão. Por sorte, não conseguiram roubar o cordão, mas acabaram me machucando no pescoço. E é muito comum. Infelizmente,
E toda vez que eu pego turista, eu sempre oriento com os cuidados que tem que ter. Para as praias, telefone, não caminhar à noite nas praias, porque está muito inseguro. Carnaval, principalmente, o Rio estava com muito turista e acabam aproveitando essa facilidade de não ter policial em quantidade para quantidade de turistas. E isso é um facilitador. O menor, ele se é de crime de menor potencial, leva preso e depois solta de novo. E quando está na rua, rouba de novo. Então é muito triste. Eu acho que o turista teria que ser melhor respeitado. Ele deveria ter um contingente maior de polícia para tomar conta. Então é uma experiência que fica muito desagradável para quem vem. Sim. E fica com uma imagem muito negativa. Uite, mă, omul are aici un catalog cu ce poți să vezi în Rio, ia uite. Scările se larg. Stadionul Maracanã. Aici mergem și noi la Pau deasupra. Celebră de unde poți să faci poză, dar de fapt e pământ jos, adică nu e chiar atât de extrem. Am ajuns la trenul Corcovado și o să ne aștepte taxiul. Bine, a zis că se duce să parcheze undeva și o să ne aștepte după o oră când o să coborăm. Hamă că ne conduce pe aici, ne explică, deși eu am mai fost. Ne-am făcut asta poză, frate, aici. La cel mai vizitat loc din Brazilia, statuia Mântuitorului, una dintre cele 7 minuni noi ale lumii. Și dacă ai bani, nu trebuie să te înghesui aici cu toată lumea asta, ci vezi frumos și elegant de sus din elicopter. O să întrebăm să vedem cât costă un tur, dar e clar că noi nu o să avem cum să facem chestia asta, cel puțin nu azi.
Hai să vă dau și câteva informații. Cred că toată lumea știe de statuia lui Isus de la Rio. În jurul brațelor are o lățime de 28 de metri, iar înălțimea este de 30 de metri plus 8 metri piedestalul. Construcția a avut loc între 1922 și 1931 și ca fapt interesant, capul Mântuitorului a fost realizat de către un sculptor român, portretist celebru la Paris, era pe vremea aia, Gheorghe Leonida se numea artistul român și de asemenea sculptura a fost făcută cu ajutorul Franței și Vaticanului, ca este un simbol al catolicismului, bineînțeles. Merită să urce aici, nu neapărat pentru statuie, ci pentru peisajul de jur împrejur. Îmi place la nebunie cum se vede. Uite, avem acolo în zare și stadionul Maracana. S-a văzut și Pan de Azúcar, unde o să mergem noi acum. Foarte frumos peisajul de jur împrejur. Clar, aș mai urca aici doar pentru peisaj, nu pentru statuie. E o îngrămădeală acolo de oameni și nu a pus să te bucuri foarte mult de priveliștea în sine spre statuie. Uite că a intrat în nori, vezi? Am venit noi aici și până și Iisus a intrat cu capul în nori. Ce ziceți de asta? Ne-am pus în mișcare, eu plec de aici cu un gust amar, așa, nu-mi plac supere de oameni, aglomerațiile. Noi am fost mai devreme la o altitudine de 700 de metri pe muntele Corcovado, în pădurea Tijuca, deci ce frumos în față, ce vegetație frumoasă. Haide, bă, că ne-a așteptat taxiul, bă, e aici taxiul, fii atent. Nu vine să cred, nu-i dați apă, n-a fugit cu bagajele. Nu știți ce, ne gândeam că noi n-am luat niciodată taxiul. De când ne cunoaștem, asta e prima dată când luăm taxiul, dar și dăm 300 de lei, odată și bine, dar la Rio, tata, nu în Târgoviște sau cine știe unde. Bine, ca un tur, nu poți să zici, că de fapt asta face cu noi și da, băi, mă simt, până acum da, mă simt bogat aici în spate, fac limuzina, așa, nu știu cum să zic, mă simt bogat. Nu mergem cu rucsacul în spate pe aici prin oraș, pe căldura asta, nu ne e frică, apare unul după colț și când ne fură camera, motociuro, cu motociclete, hap, ți-o ia de mână, ți-a telefonul, aer condiționat, ne-a oprit și la supermarket. Da. Ce? Păi, super. Călătorim cu stil. Călătoria în stil, în stil mare, un stil mare. Aici o campirinia la bar, frumos, cum am venit la Copacabana.
Copacabana, bem o caipirinha rece ca gheața. E cald, e frumos. Hai să ridicăm și un pic drona. Hai să ne băgăm picioarele în apă. Ce nisip fin! Ei, la Copacabana, tati! Îți imaginai tu că o să fie așa? A, da! E cam cum așteptam, să zicem. N-am avut nici așteptări mai mici, nici mai mari. Hai că venit de la plajă, traversând a venit de asta, am văzut o mașină aici cu portbagaj deschis și are 4 meniuri, depinde ce vrei să iei, pui cu parmezan, coaste de vită cu piure, are mai multe chestii și luăm că sunt așa, la, de pe stradă, cum 15, ne place nouă. 15 de ăștia costă, 15 lei porția și ne dă și două băuturi obrigado. Incluse. Gracias. Obrigado. 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 Hai, let's go. Pui cu parmezan, piure, orez și fasole și ai coastă de vită cu cartofi, orez și ce mai are. Ônibus no Rio e bus não é muito seguro. Principalmente nesse período de verão, calor, tem muito assalto. E polícia não dá conta. É muito perigoso o transporte no Rio. Não ter segurança, não ter como eu vou dizer, ar condicionado é no calor, é horrível, horrível, muito ruim. E como é assalto? Vários menores se juntam e vão em cima da pessoa e lhe tiram seus pertences, roubam relógio, carteira, celular e quando são presos vão para a delegacia e são soltos porque são menores. E voltam para a rua para roubar de novo. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. Esses assaltos com arma, com pistola, acontece muito à noite. De dia, não. É mais à noite. Vamos chamar de arrastões. Eles vão com um carro, atravessam e vão roubando os outros carros. E ali eles deixam aquele carro e roubam outro. E vão dando sequência em assaltos. É muito comum isso hoje em dia no Rio. Și ultimul obiectiv pe ziua de astăzi? Pan de azucar. Chiar în spatele nostru se vede o telecabină care urcă pe muntele ăsta și după aia pe alt munte. O să urcăm cu două telecabine, practic, să vedem acum cât costă. Am înțeles de la ghidul nostru de astăzi că undeva la 130 de reali, deci undeva la 110-15 lei. Da, deci 150 de persoane, nu 130. Am plătit unul cu card și unul o să plătim cu cash, că mai avem ceva. Băi, deci 3 milioane, fraților. 3 milioane urcarele cu telecabine. Am vrut să renunț, am zis, băi, du-te tu și ia niște poze și mă uit și eu. Da, ziua de azi ne-a rupt, dar așa e când vizitezi un loc atât de turistic. Adică cât am dat la taxiul ăsta,
pe 5 ore în aeroport și cu plimbare și cu ghid, dăm acum pe telecabine. Deci făcând un calcul simplu, 300 taxiul negociat, 300 cu biletul 600 și cu 200 în partea alaltă 800 și cu masa și cu sucul și cu aia, 10 milioane, tot pe jumătate de zi. Cât n-am cheltuit în călătorie, probabil în 2-3 săptămâni sau cât. Ce ai, mă? Deci în Brazilia, primele 2 săptămâni, am cheltuit 300 de euro. Asta din spate este. Încă n-am ajuns la el. Ia zi, mă, baby, cum super, ești? Suntem de acord că este cel mai frumos loc din Rio. Da. Băie, ce priveliște de aici, chiar îți părea rău să nu vii. După ce da, vedeai imaginile. Mofticam, mă zgâriam pe ochi. Ia uite. Priviți în spate ce se vede. Încheiem călătoria noastră frumoasă de 2 luni în America de Sud cu pan de azucar pe fundal, deasupra orașului Rio. Cum ești? Ești obosit? Da, bine, așa să ajung acasă. Oh, ce faci, mă, mâncați? A dat cineva, e nebunie pe aici, prin Rio, că e foarte multă lume. A dat cu capul în cameră, domnule. Uite, eu nu pot să mă abțin să nu mai puțin la peisajul ăsta. Vermelia.
Gata, ne despărțim, e taxiul aici. Ne-a adus în siguranță omul. Vă recomandăm din suflet, vă lăsăm acolo contactul. Deci a fost cea mai frumoasă experiență din Rio. William, muito obrigado pelo carinho de vocês, voltem sempre. Nu suntem la plajă, ci așteptăm aici avionul să vină, să vină, într-o oră, jumate, să gareze, așa, să tragă avionul. Și între timp vrem să mai concluzionăm câteva lucruri. Deci dacă sunteți pe fugă ca și noi și vreți să vizitați în câteva ore orașul Rio, o să vă lăsăm contactul taximetristului, pentru că nu, ne-a plăcut foarte mult experiența. Și ne-am simțit în siguranță și poate vă trebuie și vouă chestia asta, da. Cristina l-a simțit pe om că e om de treabă, da, eu nu, i-am avut înduieli până ultima clipă, zic, să vezi țigănel cu el, când a promis 4 ore și sunt 8 ore și să vezi că ne cere bani în plus. Da, asta a mai fost chestia, că el ne-a zis că o să dureze undeva la 4-5 ore și de fapt a durat 8 ore, că au fost cozi și lume și ne-a adus omul, ne-a adus omul la plajă și noi nu cerusem, da. Și ne-a și explicat ca un ghid, adică a fost ca un ghid, ca un tur ghidat, nu ca o și ne-a oprit, a făcut poze și astea, adică, Omul avea, era și motociclist, era și parapantist, ce să mai vorbim. Da, și a fost și de conversația interesantă, adică a fost o experiență foarte frumoasă. Apoi, dacă aveți întrebări în legătură cu călătoria asta noastră prin America de Sud cu autostopul și poate ați spus deja întrebările și n-am apucat să vă răspundem la comentarii sau orice întrebare aveți în legătură cu această călătorie, puteți să puneți în comentarii și noi o să răspundem într-un vlog așa concluzii despre călătorie. De asemenea, să știți că o să punem pe Instagram și deja am pus ceva poze din călătoria asta, am făcut o selecție. Și o să mai punem și o să pun și pe Facebook, o să pun pe pagina Heads in the Clouds, pe care până acum n-am postat absolut nimic. O să pun toate pozele pe care le-am făcut și cu telefoanele și cu... Deci acolo nu o să fie selecție, o să punem toate pozele pe care le-am făcut, să completăm cumva vlogurile. Așa că urmăriți-ne și acolo. Da. Și vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru comentarii, pentru aprecieri. Vă mulțumim pentru donații, că au fost ceva oameni care ne-au și donat, o să-i menționăm acolo. Pentru membrii de pe canal, pentru cei abonați la Patreon, mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și în călătoria aceasta și suntem și noi entuziasmați să vedem ce călătorie o să urmeze. Acum că s-a încheiat asta. Acum că s-a încheiat asta. Bine, mai avem. Da, pentru noi e mai avem 15 ore. Drumul lung spre casă acum. Avem escale la Amsterdam, 7 ore, nu știu dacă o să mai ieșim să vizităm, că am vizitat de 2 ore Amsterdam deja și nu prea ne mai atrage, suntem obosiți, să zicem. Și nu mai avem nici bani. Și nu mai avem nici bani, da? Și o să ajungem acasă, o să ne odihnim și noi, o să ne vizităm rude, prieteni. Na, ne e dor de acasă, poate ieșim pe munte, o să vedem. O să vedeți. Și o să și vedeți, da. Hai! Mulțumim și să ne vedem cu bine în episoadele următoare. Bine că s-a încheiat fără evenimentele plăcute. Da, a fost frumos. Băi, da, cum a fost. Extraordinar.